Domnilor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la o ediție specială. Este un breaking news de câteva ore și acest breaking news se referă la faptul că președintele României, domnul Claus Iohannis, s-a deplasat la Londra pentru o întâlnire cu premierul britanic Teresa May. Ceea ce s-a întâmplat este un unicat. Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată într-o vizită pe care președintele nostru o anunțase de stat. Probabil ușor exagerat. Pentru că situația în care făcea acea vizită era una neplăcută pentru domnia sa. Aflat la Cotroceni, în dialog cu jurnaliștii și întrebat dacă soția în domniei sale va merge mâine la audier la parchetul general, domnul Claus Iohannis, președintele României, a spus nu, vom fi în Anglia, în Marea Britanie, într-o vizită de stat. Pentru cunoscători, vizita de stat este o vizită care durează trei zile la cel mai înalt nivel. Vizita aceasta de stat s-a transformat într-un fiasco pentru că primul ministru al Regatului Unit, în ciuda faptului că președintele României se afla la Londra, a anulat vizita. Nu a mânat-o, nu a găsit o altă formulă în care cumva să explice acest lucru, ci a anulat-o. Vedeți, în această seară n-am niciun fel de dubiu că sunt destul de mulți pe la București, în țară, care jubilează în fața unei astfel de situații. După ce președintele României și-a cam făcut pantofii pe guvern, pe adversarii săi politici, a umilit în stânga și în dreapta când pe doamna Ecaterina Andronescu, despre care spunea că a făcut lucruri extraordinare la Politehnică, fiind una dintre cele mai importante universități din România și practic din lume. Cu toate astea, nu o va numi ministrul al educației, pentru că a avut o discuție în care doamna Andronescu îi spunea că nu e foarte mulțumită de guvernul PSD. Motiv pentru care, acum că vrea în guvern, umilință. România nu este pregătită pentru a avea președinția rotativă, motiv pentru care o să o spun asta public, chiar dacă sunt președintele României. Dar în această seară nu există niciun motiv de jubilare. În această seară există un singur motiv, și anume de îngrijorare. Ce țară suntem noi? Pentru că domnul Claus Iohannis nu se reprezintă pe sine. Domnul Claus Iohannis din Sibiu n-ar fi fost primit niciodată pe persoană fizică de premierul Regatului Unit, ci reprezintă România. Ce impresie au ei despre noi dacă își pot permite să facă un astfel de gest? Care sunt faptele, care sunt motivele pentru care premierul Theresa May a anulat această întâlnire, în ciuda faptului că președintele român era la Londra? Lucrurile sunt simple și, în același timp, poate complicate. De ce spun că sunt simple? Sunt simple pentru că primul ministru britanic avea o întâlnire cu propriul cabinet, a fost și în Parlamentul Britanic pentru a clarifica până la urmă declarația finală cu privire la Brexit. Dar vedeți, aici vine cheia. Aici vine cumva cheia și în același timp un semn de întrebare major cât România.